Ce înseamnă din mila colegilor? Nu se mai lucrează, nu mai, da? Povestea despre cineva de 3 luni nu sunt plătiți, băieții care lucrează pe tir și trăiesc din mila colegilor și, da? Nu trăiește nimeni din mila nimănui. Nu e ajutat de nimeni. Îs datoriile colegilor. Ei sunt ghidați să facă asta. Domnul, nu pot să mă uit, compasiunea se activează, legea marțială se activează, am datorii la om. Omul nu știe. Omul zice că îl ajută, vine și face, da? Îl întreabă, îi pun, îi gătește, îi dă bănuți, îi dă, da? E ghidat să plătească datoria ce i-a dat-o omul când era ok în visul de când lucrau, da? Și lucra și el. Datoria să o plătească față de ce i-a dat omul. Nu neapărat material, poate emoțional l-a susținut, poate i-a dat un sfat cândva, poate au fost de gașcă, știi? Și acum simte datoria să-i dea tot, pentru că îl doare sufletul și nu înțelege de ce. Pentru că emoțional a fost susținut. Și acum o să primească și toate rudele la fel. Nu înțeleg de ce fac și drept pentru cineva, pentru că e legea marțială și fiecare trebuie să-și achite datoriile emoționale, materiale. Acolo ieși și distrează.